Iar miniștrii de externe ai țărilor occidentale cer Coreei de Nord să oprească livrările de armament către Rusia și să își înceteze programul de înarmare nucleară. Rezolvarea conflictelor cu arme este inacceptabilă, singura soluție pentru pace durabilă fiind diplomația, arată miniștrii. Detalii despre acest subiect are Balazs Barabas, editor al EF News. Bună dimineața, Balazs! Ce au cerut concret statele occidentale? Bună dimineața, Oana. Declarația statelor occidentale, respectiv a miniștrilor acestor state, vine la o zi după ce Coreea de Nord a lansat mai multe rachete balistice cu rază scurtă de acțiune pentru a atenționa Coreea de Sud. Deci este vorba despre un comunicat semnat de statele occidentale, printre care Statele Unite, Marea Britanie, Australia, Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia, în care cer Coreei de Nord să nu mai livreze arme către Rusia și să își înceteze activitatea de, practic, programul nuclear într-un mod verificabil, irreversibil și complet. Practic, este vorba despre livrări de arme care ar fi făcut, pe care Coreea de Nord le-ar fi făcut către Rusia și pe care Rusia le-ar fi folosit în războiul cu Ucraina și pentru a, așa cum se arată în comunicat, pentru a prelungi suferința poporului ucrainean. Bara, și cum răspunde Rusia acestor acuzații? Rusia răspunde spunând că, de fapt, a făcut această afirmație la începutul acestei luni și nu că a răspuns la acest comunicat, dar Rusia a reafirmat de mai multe ori că nu primește și nu are o colaborare militară cu Coreea de Nord și colaborarea, de altfel, cu Coreea de Nord nu are nicio intenție de a periclita securitatea regiunii și de a începe acțiuni de agresiune contra unor terțe țări. Îți mulțumesc mult pentru informații.